Cifre. Și dincolo de cifre, v-am mai spus și ce am făcut noi, fără să ne arogăm rezultatele acestea care vin din măsurile care au fost luate nu doar în ultimii ani, ci în ultimii doi ani, ci de prin 2009-2010 încoace. Și v-am spus ce am făcut noi pentru ca aceste cifre să nu rămână doar cifre. Sigur, spuneați că creșterea asta economică nu se vede în buzunarele oamenilor. Poate nu se vede încă în buzunarele oamenilor, chiar dacă vă spuneam de o creștere a veniturilor cu 12%. Deci poate că încă nu se vede în buzunarele oamenilor. V-am spus ce considerăm noi că trebuie făcut și ce am făcut anul acesta ca să se vadă în buzunarele oamenilor. Dar poate problema este că această creștere anul acesta nu s-a văzut nici în buzunarele clientelei politice. Și probabil că asta afectează mai